Bun venit, draga mea urmăritoare! Iată ce-ți prezint în acest tutorial, Bubble Bubble sau Bubble Effect sau bule sau nail art sau mai simplu modele de unghii tehnice. Este acel model mult râvnit care se creează cu ajutorul apei amestecate cu săpun lichid și cu acea spumă rezultată creăm acest model extra, mega, wow, în ultima perioadă. Și mă aflu în momentul în care am terminat de finisat apex-ul și forma unghiuței și aplic gel alb Karat French Over de la Gelaxio, Karat French White Over de la Gelaxio, care îl poți achiziționa și tu dacă dorești de pe Tienda sau de pe bereschi.ro. După ce am uscat, pardon, scuze, după ce am uscat gelul acesta alb la lampă, vin cu un alt gel albastru peste. Gelul acesta este un gel de la Coco dintr-un set de 36 de culori la un preț foarte, foarte avantajos. Îmi place foarte mult nuanța lui și este foarte pigmentat. Numărul lui o să-l afli puțin mai încolo în tutorial, dacă ai răbdare și rămâi alături de mine. Fără să usuc gelul, aplic această spumă rezultată din amestecarea apei cu săpunul lichid. Aplic pur și simplu cu o lingură, da, nu râdeți de mine, cu o lingură. Și apoi pun la uscat după ce aceste bule îmi rămân aranjate peste tot exact cum îmi doresc eu. După ce s-a uscat, iată cum arată, foarte, foarte frumos, formidabil. Să știi, draga mea, urmăritoare, că am trecut prin ceva stări de nervi până mi-a ieșit primul model, nu știu din ce cauză, adică până la urmă cred că știu. Gelul folosit este de vină, nu știu dacă ai încercat până acum și dacă ți-a ieșit. Eu acum am încercat prima dată, recunosc. Am trecut prin niște eșecuri până la acest tips, eșecuri care, după cum spuneam, m-au făcut să chiar să înjur și să am niște nervișori așa mai mari, dar consider că, după toate experiențele mele, consider că gelul este foarte important, gelul folosit sau oja folosită, și anume este important să aibă pigmentație foarte, foarte mare și o consistență destul de puternică, destul de potrivită, pentru că dacă este foarte lichid și foarte semi-transparent, să zicem așa, nu se cunoaște nimic. Bun, după ce am curățat de spumă și de surplusul de apă tipsul, le-am degresat cu o dischetă cu cleaner, chiar dacă se agață puțin, nu contează, iar acum aplic finish. Folosesc top coat gel 2-in-1 polish base de la Diamond Nails, care este bază și finish de unghii tehnice cu strat de dispersie. După aceea usuc la lampă și îl degresez. Atenție, draga mea urmăritoare, dacă îți pui o comandă de minim 100 de lei la Diamond Nails, iar în secțiunea comentarii scrii codul Ionela, primești o reducere de 20%. Trecem la un alt tips, la o altă nuanță, și anume aplic același gel Karat French White Over de la Gelaxio pe tot tipsul. Cu atenție să nu-mi rămână îngroșat la vârf sau denivelat. Foarte important, mie îmi place foarte mult să rămână unghiuțele subțirele și finuțe la vârf. Fără să usuc gelul alb, aplic dita mai spuma pe tipsul meu. Încerc să nu-mi rămână nicio zonă neatinsă cu spumă și usuc la lampă. După ce s-a uscat la lampă, tamponez sau tapotez cu un șervețel ca să elimin surplusul de spumă și se pare că acest tip s-a ieșit chiar mult mai drăguț și mult mai perfect decât cel cu gelul albastru. Asta pentru că poate ați auzit și voi de consistența gelurilor Karat French Over de la Gelaxio, sunt super, super pigmentate și au o consistență magnifică. Aplic și pe acesta top coat, însă sincer, în momentul acesta exact ce vezi tu acum, am început să regret că am pus top coat-ul. Puteam să degresez, dar am zis, nu nimic, las că mai fac alt tips, pentru că îmi plăcea foarte, foarte mult cum a ieșit simplu, deci fără să-l acopăr. Pentru că putem să lăsăm și neacoperit. După ce s-a uscat finish-ul, degresez și gata cu acest tips. Urmează alte tipsuri, alte nuanțe, alte modele, dar care nu le-am mai acoperit, pentru că a realizat că îmi plac mai mult neacoperite. Însă, dacă sunt doritoare dintre clientele voastre care nu suportă să le aghețe nici măcar un pic, aplicați un top coat și gata. Sau chiar un gel clear și apoi top coat.
Asta în funcție de cât de groase sunt deja unghiile și cât de mult a ieșit în relief modelul. Dacă a ieșit foarte mult în relief modelul acesta cu bule, îl puteți pili puțin pe deasupra ca să nu agațe. După aceea trecem la un alt model, alt tip, să aplic din nou gel alb. Cu atenție la fel, să nu rămână zgrumțuros sau cu scame, cum vedeți aici, trebuie luate, trebuie eliminate, pentru că altfel s-ar putea să se vadă prin modelul nostru. Bun, și după ce am uscat gelul alb, aplic Carat French Over Red, roșu, tot de la Gelaxio. Da, după cum spuneam, puteți să achiziționați aceste geluri de pe Tienda sau de pe bereski.ro. Este formidabil acest gel. În realitate nu este chiar așa de roșu, pare puțin mai roze, mai vișiniu, ușor, ușor. Deci nu chiar atât de aprins, da? În realitate nu e atât de aprins, dar este foarte, foarte frumos. Să știți că l-am cumpărat de aproximativ un an de zile și nu l-am folosit niciodată, pentru că în ultima perioadă sunt atât de aglomerată, căci le arăt clientelor mele culorile direct din cutii sau direct din sticluțe și nu am timp să le aplic pe palete. Și în această cauză, pentru că am oricum foarte multe nuanțe de roșu, ele își aleg direct de pe paletă. Nu mai îmi spun, știi, mai ai vreo unul prin dulap ascuns, arată-mi și mie. Și din cauza asta a rămas nefolosit. Și acum am zis, hai să-l folosesc dacă tot am realizat că îmi place atât de mult Carat French Over. Am aplicat spuma și da, uite, s-a uscat și cu șervețelul tamponez să elimin surplusul de spumă. Am creat și pe o manicură pe unghiile unei cliente acest model și o să-l găsiți la finalul tutorialului, în ultima poză, unde deja nu mai vorbesc nimic, dar sper să apuc să-l vezi, îmi place foarte mult, sau dacă nu, caută-mă pe Facebook sau pe Instagram, Dascăl Ionela Ana, de asemenea ca și pe YouTube, să vezi modelul realizat de mine, să vezi cum a ieșit și pe unghiuțele unei cliente. Foarte, foarte frumos a ieșit și acest roșu. Eliminăm surplusul, după care ăsta a ieșit puțin în relief. Urmează să-l pilesc puțin pentru că este foarte, foarte zgârios. Mie personal îmi place, eu l-aș purta și așa, dar s-ar putea ca unele cliente să nu suporte să-i agațe unghiuța respectivă mai mereu. De alta, dar în timp clar că se tocește puțin, însă uită-te și tu cât de tare mi agață mie discheta în el. Mi se și lipește datorită stratului de dispersie, dar foarte tare agață în acei zgrumțurei. Drept urmare, după ce termin de degresat și de eliminat acest surplus de scame de la dischetă, ghinionul s-a ținut Sky de mine în ziua când am filmat aceste tipsuri. A fost o zi foarte grea, o zi foarte enervantă, nu știu de ce. Nu aș putea să spun că a fost o zi mai bună, ziua în care am editat videoclipul, pentru că după ce a fost gata de editat prima dată, am realizat că am inversat începutul cu finalul, aș putea să spun. Adică au fost tutorialul ceva de genul așa, exact în etapa asta în care se văd deja bulele făcute pe tips și apoi după aia aplic culoarea. Adică s-au inversat, nu știu, rolurile, rândul, ritmul, nu știu cum să exprim. Și a trebuit să le editez încă o dată. După ce l-am salvat corect, am început să registrez vocea și după vreo 7 minute intră cineva în salon și, bineînțeles, bună ziua și ce să mai. A trebuit să șterg înregistrarea respectivă, să mai fac o dată. Când am făcut-o următoarea dată, mi-a scris cineva pe WhatsApp și nu știam că dacă îmi scrie cineva pe WhatsApp, se întrerupe înregistrarea. După 2 minute de voce, șterge-o încă o dată. Ok, asta este. Până la urmă, videoclipul ăsta trebuia să ajungă la voi. Și deci, bubble, bubble, sper că nu pronunț greșit sau nu fac ceva greșit. Nu de altă, dar nu prea am timp să fiu în trend cu tehnicile acestea, să le fur, așa să zicem. Și pur și simplu am încercat să testez pe propria mea răbdare și pe proprii mei nervișori. Arată foarte, foarte frumos, foarte interesant. Să știi, draga mea urmăritoare, că și cu pila nu trebuie să apeși insistent sau foarte tare pentru ca să nu iei tot roșul, adică să iei toată culoarea sau formele acelea să le iei de tot. Trecem la Carat French Over Black, tot de la Gelaxio. La fel îmi place foarte mult și acest gel, foarte, foarte pigmentat. O viscozitate foarte potrivită.
Eu întrebasem la un moment dat pe cineva și mi-a spus că și doar cu o jos semipermanentă funcționează și strict anume m-a informat, nu face cu semi, că nu face cu gel, că nu funcționează. Aș putea să spun, draga mea urmăritoare, că fix cu semi am încercat și nu mi-a ieșit. După aceea am testat cu gel și iată ce rezultate frumoase. Fiind negru pe un tips alb, am crezut că o să mi se vadă prin el tipsul transparent și din cauza aceasta am aplicat un strat negru care l-am uscat și acum vin cu al doilea strat. Însă, probabil pe o unghiuță nu s-ar fi întâmplat acest lucru și e de ajuns doar primul strat pe care pui direct bulele. Asta este decizia fiecăruia, nu contează. Sau poți de asemenea să pui o altă culoare și apoi să vii cu altă culoare de gel peste care pui bulele. O să mai revin cu tutoriale despre asta pentru că am filmat mai multe, însă după cum vă povesteam mai devreme, mi-a creat prea mulți nervi să le editez și am renunțat. Am creat și un ombre, dar revin. Lăsăm pe altă dată, un alt tutorial, să vedeți ce mi-a ieșit și în ombre. Pun bulele, pun spuma, după ce s-a uscat, după cum știți, deja vin cu șervețelul și tapotez să mi se elimine surplusul. La tipsul acesta negru îmi place foarte mult cum arată în relief, deși uită-te puțin cu atenție, am dat zoom și claritate maximă. Se cunosc niște zgrumțuri foarte, foarte mărunțe, așa, nu știu, ca și de la o floare sau nu știu cine are așa zgrumțuri din ăștia așa mărunți. Un pește are din ăștia un rând sau cine, nu știu, habar n-am, dar arată atât de superb, mie îmi place cum arată și mi-a plăcut să rămână așa. Bineînțeles, e un tips care poate rămâne undeva într-o cutie zeci de ani sau așa, dar eu și la o clientă sau mie personal l-aș fi purtat așa. Uite, am o scamă aici și vreau să las să vezi realitatea, deși bineînțeles că puteam să editez, să nu vezi asta, ori să tai, ori să fac din nou. Dar am preferat să vezi realitatea și să vezi ce facem atunci când avem o scamă. O luăm cu o pensetă, cu un instrument ascuțit, chiar și cu unghiuța noastră, dacă unghiile ne sunt subțirele, ascuțite la vârf, putem să luăm și cu unghia noastră. Dar nu este atât de igienic sau atât de profi, da, în fața clientei, să ne băgăm degetele în unghiile ei. Așadar, vă folosiți de o pensuliță sau o pensetă sau un bețișor de portocal. Sunt diferite instrumente de care vă puteți folosi ca să luați scamele de pe unghiuța în lucru. De asemenea, vin și aici cu bule și repet acel model alb de la începutul tutorialului ca să-l am și așa în stadiul alb simplu. Ia uite ce frumos e! Deci îmi place foarte, foarte mult și să știi că cred că este un model care o să-l port de Crăciun. Fie pe roșu, fie pe alb, încă nu m-am putut decide în această privință, dar sunt convinsă că asta o să-mi fac, pentru că e foarte ușor să-mi fac, fără să-mi formez culoarea denivelată, da? Eu din cauza asta nu port culori, pentru că nu am răbdare și oricâtă răbdare din lume aș avea, nu pot aplica culoarea atât de bine autonivelată, încât să nu mă uit după aia urât la unghiile mele și cu regrete, sau să-mi pară rău că le-am făcut așa. Și de obicei, din cauza asta, le port nude. Îmi place la nebunie. Este foarte frumos gelul acesta alb. De asemenea, repetăm și cu albastrul. O să vezi exact acum ce număr de la Coco este. Repetăm și cu albastru ca să vezi și fără top coat cum arată. Și deci mă apropiu de finalul tutorialului, drept pentru care trebuie să-ți spun, te rog frumos, dacă îți place de mine, de ceea ce postez, cum mă exprim și ți se pare că rezonezi cu mine, abonează-te la canalul meu, dă like și chiar și share la acest tutorial sau la mai multe de pe canalul meu, pe rețelele tale de socializare, ca să adunăm cât mai multă lume pe canalul meu de YouTube. De asemenea, să știi că eu țin cursuri de manicură, de bază sau de perfecționare la salonul meu din Bistrița Năsăud, unde poți să intri în legătură cu mine ca să vezi mai multe detalii despre cursuri. Ai link în descriere pe Facebook-ul, la către Facebook-ul meu ca să discutăm mai multe detalii. Așadar, 135 gelul albastru. Iată, o altă chestie nasoală ce s-a întâmplat. Mi-a căzut această foaie, sau cum se spune, de la gel și bineînțeles că mi-a părut foarte rău că s-a întâmplat lucrul acesta pentru că mi-a pătat foaia de lucru, foaia albă.
Țin și cursuri online pe Patreon, de asemenea și pentru acesta ai link în descriere, unde te poți abona la cursurile mele, sunt mai multe nivele și vezi care ți se potrivește, să te abonezi acolo. Te aștept cu drag, am multe surprize, iar 1 ianuarie ne așteaptă cu multe, multe surprize, cadouri, tombole, să spun mai corect. Acestea sunt gelurile Carat Frenchover, așa arată. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mă susții, că ești alături de mine. Fără tine eu nu aș fi. Și nu uita să zâmbești. Nu uita să zâmbești, tot ce ai tu, fără să-ți taxeze cineva, să-ți pună taxă pe zâmbetul tău. Te pup, draga mea urmăritoare. Pupici! Urmează poza cu manicura. Pupici!